Doctor vor pleca din Stălaj să lucreze în străinătate. Ce credeți că se va întâmpla? Nu știu. Vom rămâne fără niciunul până la urmă. Dezastru. Dumneavoastră, ce credeți? Bănuiesc că oricum vin zile grele. Dacă se continuă așa. Dacă se duc doctorii și profesorii, rău vine peste noi. Binele nici într-un caz. Se va întâmpla că spitalele noastre vor rămâne fără asistență medicală, așa cum de altfel s-a și întâmplat în multe localități, și cei buni pleacă și ceilalți rămân, pentru că actualii guvernanți n-au astfel de preocupări încât să asigure strictul necesar și să prețuiască pe cei care într-adevăr sunt de folos societății. Vom rămâne fără medici. Ce să se întâmple? Să ne îmbolnăvim și nu mai avea cine să ne trateze. Ce se întâmple? Să rămâi aici. Că ar fi mai bine să rămâi aici și așa nu avem doctor. Foarte bine fac. Ce să se întâmple? Dacă la noi în țară așa e sistemul medical, ce putem noi face? Ce se întâmplă? Oamenii pleacă din țară, pentru nu este bani în țară deloc. Și eu am umblat 7 ani în Germania. Și asta e România, n-avem ce să facem. Am 25 de ani și așa scumâs, fără străinătate n-am ce să fac, înțelegi? Nu este, în România nu este loc de muncă. Deci oriunde este, nu este condiții. Asta e, n-ai ce să faci în România. Îmi pare rău. Nu știu ce să zic. Rămânem fără medici. Asta e. Și vai de sănătatea noastră, că suntem la o vârstă la care cam cu semnul întrebări. Păi vom muri de vii. Bine fac, bine fac. Așa ne trebuie. Dacă ăștia suntem, să plece toți. Rămâne Stălaj fără doctor, rămâne fără oameni buni. Foarte bine fac. Că aici mor de foame. Aici lucrăm fără bani. Iar la 61 de ani am 780 salariul, cadrare. La 61 de ani. Ce pensie eu